când un om devine creștin. Sfintele taine sunt lucrări instituite de Mântuitorul Iisus Hristos și ele împărtășesc cu oamenilor harul nevăzut al Duhului Sfânt. Sfintele taine sunt în număr de șapte. Sfânta taina a botezului, Sfânta taina a mirungerii, Sfânta taina a Euharistiei, Sfânta taina a mărturisirii, Sfânta Taina Preoției, Sfânta Taina Anunții și Sfânta Taina a Maslului. Haideți să descoperim împreună mai multe informații despre primele trei taine, respectiv botezul, mirungerea și euharistia, care sunt considerate sfintele taine de inițiere creștine, care ne luminează calea spre împărăția lui Dumnezeu. Prima taină este Sfânta Taină a Botezului. Botezul este taina prin care, prin întreita cufundare în apă, în numele Sfintei Trăim, ni se iartă păcatul strămoșesc și păcatele personale săvârșite până atunci și devenim creștini, adică membrii ai Bisericii lui Hristos. Știți voi cum se numește vasul în care se săvârșește taina Sfântului Botez și care este materia acestuia? Sunt sigur că știți că botezul se săvârșește într-un vas în care este pusă ca materie apă curată, iar aceasta se numește Cristelniță. Prin botez, proaspătul creștin primește un nume și un înger păzitor care îl crotește toată viața. Următoarea taină care se face imediat după botez este taina mirungerii. Sfânta taină a mirungerii este taina prin care, prin ungerea cu sfântul și marele mir, la principalele părți ale corpului, proaspătului botezat îi se oferă darurile Duhului Sfânt. Oare care este materia Sfintei Taine a Mirungerii? Știți voi. Sunt sigur că și voi știți că Sfânta Taină a Mirungerii se săvârșește de către preot care folosește ca materie. Sfântul și Marele Mir, care este alcătuit din unt de lemn și vin, plus 38 de esențe și plante aromatice. Acestea simbolizează mulțimea darurilor Duhului Sfânt, pe care creștinul le primește prin această sfântă taină a mirungerii. Știți voi care este materia? Sfintei Taine a Euharistiei. Numiri mai poartă și de ce această taină este în celorlalte taine ale bisericii. Cu siguranță că știm cu toți că Sfânta Taină a Euharistiei, împărtășaniei sau cuminecăturii, este cea mai importantă taină. Deoarece, dacă prin celelalte taine primim Harul Duhului Sfânt, prin taina Euharistiei ne unim cu însuși Mântuitorul Iisus Hristos, împărtășindu-ne sub forma pâinii și a vinului, cu trupul și sângele Domnului. Sfintele daruri de pâine și vin se prefac prin invocarea slujitorilor Sfântului Altar, în cadrul Sfintei Liturghii, în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apoi, din Sfântul Potir, atât preoții cât și credincioșii care s-au pregătit să împărtășesc. Să recapitulăm. Ce sunt Sfintele Taine? Sfintele Taine sunt lucrări instituite de Mântuitorul Isus Hristos. Ce devenim noi prin Sfânta Taină a Botezului? Prin Sfânta Taină a Botezului noi devenim creștini. Care este materia tainei botezului? Materia tainei botezului este apa. Cum se numește vasul în care se săvârșește botezul? Sfânta taină a botezului se săvârșește în cristelniță. Ce primim prin sfânta taină a mirungerii? Prin taina Mirungerii, noi primim darurile Duhului Sfânt. Care este materia tainei Mirungerii? Materia Sfintei Taine a Mirungerii este Sfântul și Marele Mir. De ce Sfânta Euharistie este cea mai importantă taină? Deoarece, prin aceasta, ne unim cu Însuși Mântuitorul Isus Hristos care este Fiul lui Dumnezeu. Care este materia tainei împărtășaniei? Pâinea și vinul. Ca și temă de reflexie, scrieți pe caiete o compunere cu titlul Când un om devine creștin, folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă, ținând seama de sfintele taine de inițiere creștină.